argumentat. Eu spun, dacă spun, dacă nu spun ceva care nu e adevărat și care mi se pare, ca să spuneți. Da, vin cu partea mea și vedem ce o s-a făcut fotografii, vede poliția, cine a sunat la unul? Domnul Băunescu, cea cerul polițienul, i-a mai dat cerul polițienul domnului Brăzeche, care e de față. Domnul Brăzeche încerca să spună că e casa, că uite cum arată casa. Casa de destul de bățânească, eu știu așa de când mă știu. Probabil că are mai mult de 60 de ani cât am eu. Și a spus, neapărat zice, casa asta nu e din cauza mașinii, că n-are, n-a apucat să le stăți aia. Casa asta este așa cum e, e din cauza că e bățână. Dar noi dacă trec mașinile astea, pot să trec. Asta e adevărat, așa e. Și după aia, a luat buletinul domnului Băunescu, domnul Băzic, i-a notat poliția, a venit, au discuțat. Și asta a fost tot, s-a dat drumul la la circulație, a rămas, și a rămas hotărârea să s-a luat ca un normal. Apoi a ales merit să mă iau și câțiva din ăștia care mi-au știut de până mă dănești, care a fost așa, chemasă, probabil s-au chemat în tărituri. Ce s-a întâmplat? Ce când a întrebat poliția? Oamenii toți, patronii de la spatare, a zis, domnule, nu e nimic. De mai stăteam, mai discutam, păi de ce mașina a pus în fața camionului? Toți i-au zis, domnule, zice, n-a putut să mai întoarcă, n-a văzut să mai dea înapoi. A rămas așa, mai discutam. Bine. Domnul Ponescu a venit cu echipajul, s-au dus, s-au plecat la poliția, mai discutat. Și după punctul nostru de vedere, așa s-a terminat până acum povestea. Acum o să-mi spun și eu varianta mea când o să vizionez. Da. Deci se poate, nu? Varianta mea este cu totul și cu totul alta. Varianta mea o să încep cu lipsa de colaborare între dumneavoastră și domnul primar. O seară înainte de a se întâmpla chestiunea asta, am sunat pe domnul primar, eram cu telefonul pe speaker cu domnii care sunt vecinii mei și pe strada aceea, și în acel moment domnul primar mi-a dat garanția că pe acolo nu va trece nicio mașină cu lemn. A sunat la patron, i-a discutat și a spus, domnule, pe acolo nu se trece. În caz de se va trece cu vreo mașină, eu ca primar sun la 112, dacă nu pot sau e vreo problemă, tu sun la 112 fără niciun fel de problemă. A doua zi dimineața, când m-au anunțat oamenii că a trecut mașina în zonă ca să încarce, imediat am sunat pe domnul primar. Domnul primar, ăștia au plecat pe acolo să încarce, nu este posibil. Nu e adevărat, Ovidiu, eram lângă papi, că îl cunoașteți foarte bine, tot așa a discutat lângă mine. Nu va trece nicio mașină. După aceea, să aflu că domnul primar habar nu avea ceea ce discutase cu această firmă și a zis, vă spun cuvintele între ghinimele, a zis că dacă ar fi știut despre ce e vorba și l-anunțați că o să se încerce să se treacă cu un tonaj mai mic, atunci nu are nicio problemă că discutam altfel și anunța altceva pe oameni. Deci până ziua când s-a întâmplat incidentul, domnul primar nu a fost înștiințat cu absolut nimic. Cu nimic în ce sens? Cu nimic în sensul că transportatorii vor trece pe această stradă, Valea de Casă. Deci nu știa? Eu vă spun, nu știa că trece pe procurături, că vine pe Valea de Casă? Îl aduce și vă spun aici, de față cu dumneavoastră, eu vă spun, mie mi-a spus de față cu oamenii, era telefonul, se aud la Marta, care, de, asta a fost cuvintele domnului. Deci nu puteți să vă contrageți, că numai cu mine a discutat, au zis și vecini. Deci varianta mea, a doua problemă. Această stradă, știți cum este făcută, cu bani din bugetul local, cu stratul de 4 cm, și ar trebui să avem anumite indicatoare pe acest traseu, dar văd că, mă rog, nu s-a discutat. Ceea ce vreau să vă rog, aș vrea și eu, dacă depuneți la dispoziție, o copie după aprobarea și numele celor care au aprobat să treacă pe această stradă. Deci vrem și noi să știm cine a aprobat și pe ce bază s-a aprobat. Deci eu pot să vă pun la dispoziție, nu știu dacă acum, adresa prin care noi i-am informat, pe care i-am informat cât îi costă taxa de peiaj pentru această exploatare. Taxa de peiaj. Care eu am văzut-o. Așa, taxa de peiaj. Taxa de peiaj nu se face pe pe un drum, pe un anumit acces, pe o anumită, pe un anumit tonaj. Trebuie să avem niște reglementări prin care se poate trece pe acolo. Eu, din câte știu, nu dețin așa ceva. Au, într-adevăr, din verificările mele, au o taxă de peiaj care este aprobată acum un an de zile. Ce valabilitate are această taxă de peiaj? Sau are la infinit valabilitate? Doamne, oamenii au venit aici, au vorbit, nu, v-am întrebat au ceva. Vorbit cu conducerea primăriei, li s-a aprobat și am văzut în sensul ăsta adresa de răspuns cu cât e costă taxa de peiaj. Întreba ceva, cât are valabilitatea această taxă de peiaj?
Păi cât se face exploatarea? Exploatarea dacă se face... Nu, nu, nu. Nu era asfaltat drumul atunci. Atunci, într-adevăr, viceprimar. Când vă dăm voarul. Nu, care nu. De ce ați asaltat acum 3 luni cu stradă 4 centimetri când trece mașină de 25 de tone? Dacă vreți să vă răspund, domnul, vreți să vă răspund și cu cap și nu. Dar nu am terminat deci, eu. Că... Vedeți că vă bateți cu armele dumneavoastră. Nu ne bateți. Păi spuneți atunci, când s-a aprobat atunci, când de ce ați asfaltat? Păi de ce am asfaltat strada aia? Dacă știați că trecă ea. Existență dumneavoastră și ați venit tot așa. Vi se pare, eu vă spun așa, părerea mea cinstită, vi se pare că măsura asta de forță și de... Nu de forță! Gata, nu e în regulă. Adică dacă... Nu, de registrările este că dumneata ai fi ca un fel de administrator față firma care exploatează. Așa nu este de registrări. De ce nu s-a dus pe măirea asta? Care e registrări, domnule? Care s-au făcut acolo? Că ai nu le știți. Domnul... Ce registrări, domnule? Dumneavoastră ce sugere asta? Nu a puțin, domnule, zic eu. Dumneavoastră nu o să țineți cu noi. Așa țineți cu o firmă ca ai să distrugă. Suteți sau aveți neamă. Lăsați-mă să... Stați puțin, dacă dumneavoastră nu știți că majoritatea caselor din cartierul Valea de Casă sunt făcute din 1935, din piatră, val și nisip, ați zice, domnule, făcute noi, fundație tare, nu-i probleme. Dumneavoastră când ați fost în Valea de Casă, v-a arătat tipul ăla, delegatul de la lemne, mașina cu două bușteni din aia, nu? Noi nu încărcăm mașina decât după 2 ore după ce ați plecat dumneavoastră, au trecut cu camionul aceeași mașină, plină până în vârf. Cum să vă spun, erau cel puțin 6 bușteni din aia mari. Uite așa tremura casă și strada și tot, absolut. Eu v-am arătat pentru că casa, eu nu pot să-mi permit acum, dacă se dărâmă casa, să facă. Eu am o pensie mică. Nu am condiții de refacere a casei. Și dacă și asta se dărâmă după o săptămână sau două, din cauza celor 50 de camioane sau 60 câte au ei de transportat, nimeni nu o să accepte să-mi dea mie ajutor să-mi refac casa, dar nici nu mai pot să o refac. Eu am 80 de ani și după 80 de ani să fac o casă, nu. Nu, vă dați seama că nu se poate. Haideți să vă răspund, dar eu acum nu să mă desvinovățesc. Eu vă spun situația, v-am povestit și v-am spus situația. Eu nu am terminat nici ce avem de discutat, dar să răspund cu punctual. În primul rând, mie nu mi-a răspuns. Știți, este valabilă această taxă de peaj? Da. Care a fost... Da, aprobată de Consiliu. De care Consiliu? Domnule, e taxă locală aprobată de Consiliu local. Nu vorbim de... Flavius, nu vorbim de valoare. Domnul Paurescu, haideți să... Domnul viceprimar. E taxa aprobată de Consiliul Local? Nu vorbim de taxa aprobată de Consiliu, vorbim de taxa strict, de chitanța care au. Este valabilă acea chitanță. După ce m-am dus eu și am oprit mașina cu polițistul local, aveți a doar să plătiți taxa. Cu ce dată este aprobată? Cu ce dată este aprobată? Adresa de răspuns așa? E de luna, februarie sau martie. Nu, greșit. Verificați. Greșit. Deci verificați. Sunteți în funcția de viceprimar și nu știți. Este în data de octombrie 2017, deci nici nu cunoașteți situația. Este cu totul eronat ceea ce spuneți. Atunci, ascultați-mă, nu m-am înțeles, vă rog frumos. În acea perioadă, când aprobarea într-adevăr s-a dat de domnul primar, în acea perioadă strada Valea de Case nu era asfaltată. S-a discutat foarte frumos, se aprobă să se treacă pe acolo, că nu era încă asfaltat. Ulterior, s-a discutat, personal a discutat cu domnul primar, s-a discutat să nu se mai treacă pe acea stradă, să se treacă pe strada Mosoroasă. Ce s-a întâmplat de a da dumneavoastră sau undă verde ca să te că știți bine foarte bine. Nu a dat undă verde de singur. Cu acordul cu ei. Domnul primar. Eu zic că e altceva. Domnul primar spune cu totul altceva. Eu nu mă dezic de ceea ce faci și de ceea ce vorbesc. Dacă alții se dezic, e treaba lor. Eu nu știu ceea ce... Eu așa știu că trebuie să fii. Și apropo de treaba că trebuie să fii... Dar nu am terminat. Ca să răspund și punctual. Dacă eu... Acum că înlocuiesc pe domnul primar și trebuia să iau hotărârea asta, eu mă gândesc și la interesele omului care a venit cu utilaje, cu ce putea să-i spună. Nu, doamne, nu trebuie că parcă mă interesa, să-i întorc spatele să plec, sau ce să fac? Nu, asta a subliniat, ce că mai presus sunt interesele celor care vin nu. Să ne distrugă. Ba da, n-am terminat eu de spus. A spus că ești într-o funcție, trebuie să aibă interesele tuturor oamenilor. Și celor care vin să-i spateze și dacă le-a promis un an de zile, ce trebuia să spun, să fac?
Eu care le-am apărat interesele oamenilor, m-ați blamat și a spus și la poliție că nu uitați, este de vină că a blocat strada. Strada nu era blocată. Strada acolo are o lățime de 3 metri, eram într-o parte, se văd și fotografiile. Domnii au spus că și dumneavoastră insistați că am blocat strada. Nu am blocat strada. Erau acolo 20 de persoane. Pentru ce motiv să se verifice acel transport și acea porțiune de drum? Pentru că cer drepturile. Nu a zis nimic. A stat acolo frumos, ai grijă, domnul Bărzăite, că te amendează. Păi, asta e cine a zis? Corect. Dumneavoastră. Eu am zis o treabă asta? A zis că... V-a zis o treabă, deși mie păcură treaba asta? Să prezic cu leținul, dar nu mă zic, eu cer drepturile. Am fost acolo. Am spus o treabă. N-a spus o dumneavoastră, a spus. Când v-a cerut buletinul, a zis, ne va să dăm buletinul să mă amendeze. N-a zis eu treaba asta. Vă rog să spuneți. Dar n-a zis eu. V-a dat termen de garanție? Și eu am zis obligat să-i prezint legitimația, nu? Păi nu dau termen de tonaj. Dacă s-a iubit strada, cine repară? Mai am cine, domnule, luță și Dani, am cerut să fac asfalt acolo și nu au făcut. O zis, întrebarea, domnule, de ce trebuie? Domnule, nu mai puțin să termin cea. Pe ce teritoriu a spus că este exploatarea? Pe teritoriul Muireasca. De ce nu le acordă cei de la Muireasca? Muireasca, Bolzărești, la limita cu Olănești. Și ce obligație avem noi față de această firmă să le dăm noi voie? Să nu le știu. Avem obligație. De-aia spun că a fost cu un an de zile și așa. Da, ai interese. Obligație, ai interese. Aici e delegatul care era cu mașina acolo. A zis că să trecem din gură, că ne dă și nouă câte mașini. Aia a fost mită. Aceea strană spune Gureanu cu voie. Aceea strană ne spune Gureanu. Că să trecem din gură, că ne vedem. N-am nevoie văd o lemne gură. Am nevoie de condiții. Domnul Bărânță, sugerea la telefon că am primit condiția primăria, a primit mită pentru treaba asta. Păi puteți să vă registrez și să vă acuz. Nu! Noi o să ce avem probleme, vom face plângere la adicot, să vinem control aici. Eu încerc să fiu drept. Te sprijin clar mă reclamăție și pe... Haideți să vă spun. Deci, această firmă... Da, nimic cu firma, da, nimic. Această firmă, prima dată când a vrut să treacă, au cerut acordul domnului Cosac. Domnul Cosac, băiatul ăsta... Domnule, asta e istorie, nu mă interesează, nu mă interesează. Nu a venit. Am fost într-o situație ce a trebuit să o rezolv. Păi de ce? Și a rezolvat așa. Dar nu era de rezolvat. Puteți să vă spuneți acea situație care a fost la Vădești, domnule, pe aici nu se... Nu păi cum era trebuie să facă de degeaba pe măsura asta? Ce ați spus? Trebuia să-i lasă să treacă, să ducă, să plece? Te știu într-o săptămână și noi... Așa că nu ai pentru aia, pentru că ta domnul Vitale nu vreau. Ia spuneți mie, pe drumul care le-ați dat voie de șcurături valea de case, proprietatea este proprietatea primăriei? Este proprietatea primăriei? Spuneți-mi noastră, de față cu toată lumea. Drumul trece pe proprietatea oamenilor. Vă ascult, nu l-am rupt drumul. Vreți să vă spun exact? Este proprietatea primăriei? Vreți să vă spun exact? Păi știu și eu exact, dar spuneți să audă toată lumea. Este proprietatea primăriei cu înștiința 3 loturi care e întavulat pe drumul care noi l-am măsurat și l-am cadastrat. Eu vă spun că nu este proprietatea primăriei. Proprietar care a luat legătura, a căzut la înțelegere să doneze partea întabulată pe terenul lor, primărie pentru drumul ăsta. Domnul viceprimar, cunoaștem tot posibil local că acel drum l-am băgat în intabulare acum. Deci deocamdată nu este proprietatea primăriei. Cu ce drept ați dat dumneavoastră voie să se treacă pe altă proprietate decât a primăriei? N-a discutat domnule atâția fiu că vreți să-l... Să-l să facem drum? N-a discutat? Nu sunt chiar așa. Nu a fost discuție că dealul mă scurgă să-l facem... Am discutat și tocmai de aceea nu trebuie să le permite să treacă. Deci deocamdată nu este, nu aveți dreptul să le dați voie să treacă. Acum căutăm fiecare argumentă și la favoarea. Eu vă spun că nu am niciun participic cu nimeni, cu nicio firmă. Eu am încercat să fiu listat să rezolv și problemele oamenilor și pe în primul rând, ați depus un jurământ ca și mine de altfel să fim în favoarea cetățenilor. Aici da. S-a dovedit a nu fi. Cetățenilor de tot felul. Aici și, s-a dovedit a nu fi. Și agenții economici care lucrează pe rata orașului și, și locuitorilor. Păi nu numai cu unii și cu alții, nu. Că spuneți, mă acuzați că sunt acolo de zonă și nu sunt cu dumneavoastră. Nu pot să țiu. Sunt cu dumneavoastră că nu mai sunt aici. Atunci da, să știu pe partea altă. Nu, dacă văd lucrurile așa, poate nu le văd. Și stau în banca mea, cum a stat domnul diaconu, liniștit și numai asist. Să faceți lucruri legal, n-am spus. Să faceți legal. E destul de legal. Așa ziceți dumneavoastră. Da. Dar să vedeți și noi această... Să nu blocați domnul, că nu e regulă. Să vedeți și noi taxa asta de pe Iași, până la urmă, ce valabilitate, cum este. O taxă de pe Iași, cum se face? Este pe un anumit segment de drum, un anumit tonaj. Ce tonaj?
Eu zic așa, informați-vă mai bine și... Pe nu informați-vă, ce tonaj, ce tonaj este permis pe această stradă? E aprobat de Consiliul Local. Da, ce este aprobat? Vă spun eu iarăși. Sunt detalii, sunt discuții. Domnul viceprimar. Haideți să terminăm cu... Păi să vă spun că nu este aprobat. Nu să ați să-mi terminat. Pentru că omul își termină cu cea amenzii care, cu care i-a adus. Vă e frică să răspundeți la întrebări? Auzi, nu, dar stați un pic, stați că tot așa, tot în subiectul ăsta. El are ca idee, el are vreo autorizație, numai puțin, numai puțin. El are vreo autorizație prin care să îi se spună, domnule, traseul ăsta este permis, ăsta nu e permis, adică să spună, trecând pe la mine pe acolo, că eu am văzut, Victor Maia, și știm că nu se poate, că mai fost, gata. Păi acum să zic dumneavoastră că vedem că trecem. Păi eu vă întreb, dacă, păi asta vă întreb ca să nu... Ajungea pe unde trecem? Ia spuneți și mai multe, sunteți așa... Bă, mâine rea scadu este, este vreo, are în sensul ăsta vreo autorizație, ceva prin care se spune, da, domnule, este permis să treci pe acolo. Are sau nu are? Om. Că domnul primar mi-a spus că nu știe nimic de zona, de chestia asta. Că l-am întrebat, că eu n-am avut problemă cu omul. I-am zis, domnule, du-te, fă-ți treaba așa, așa. Numai că stai puțin să ne interesăm, că din câte știu aici nu este drum de la de așa. Deci are ceva o autorizație în sensul ăsta acum că trebuie să poate să treacă pe acolo? Păi, domnule, după ce a făcut factură, a venit omul, a făcut cerere, i-a dat răspuns. Are deci, un contract. Ce mai, despre ce mai vorbim? Are autorizație să despre treacă. Despre ce autorizație, domnule? Deci pe acolo. El are autorizație să exploateze. Și să treacă pe oriunde. Acolo, eu am înțeles. Să treacă. Probabil să treacă pe la noi, domnule. Pe unde? Pe oriunde? Pe drumul de localitatea Băile Orănești. Deci pe oriunde poate să treacă. Pe oriunde? Pe oriunde. Ok. Deci dacă ăla poate să treacă oriunde, câte tone sunt astea, poate să treacă pe oriunde, asta înseamnă că dacă trece pe oriunde și mai... De ce nu vreți să răspundeți cine a aprobat trecerea mașinilor pe acolo, că niciunul din acești tovarăși, baby, ai văzut dumneavoastră, nu știu, nu s-a discutat niciodată trecerii mașinilor. Cineva de această aprobare? Domnul Păunescu, domnul Zahir. Dar chiar aduceți-o ce au ei, ia, aduceți-o acum, dacă trebuie să vedem exact ce are nenea ăsta, că s-ar putea să aibă... Nu știe nimeni, cine a aprobat? Stai, doamne, nu înțeleg ce se aprobe. Pentru că... Taxa de pe aia, nu 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 taxa de pe aia. Nu este vorba de taxa, să ne aduc acum, deci situația pe care, pe care s-a aprobat atunci, deci transportul și pe ce... Ai devenit de ani de zile, ne-a asfaltat și acum după 3 luni, nu ai nici eu vorbesc, nu am vorbit românește? Păi, dar dați-mi și o v-ați spus care... Nu v-a fost înainte. A venit Isecio și a zis, domnule, pe aici nu permite. Deci odată, n-are lățime, n-are aia. Deci dacă omul ăla trece pe acolo și s-a spus, domnule, tu ai autorizație, treci pe unde vrei tu, este într-o eroare. Dacă are ceva și ne arată omul să spună, da, domnule, am autorizație să trec pe acolo, pe la Valea, nu știu ce. Ia să vedem. Și să vedem dacă este în regulă, că omul poate crede că e în regulă. Aici este o problemă, s-ar putea să fie confuz. Pentru că eu, din câte știu, acolo nu ai cum să treci cu dita mai alea. N-ai cum. Pentru că am făcut acum... Canalizarea e făcută la 1,5 metri. Apropo, că tocmai făcusem și asta, și cu canalizare și cu asta. Când o facem, nu o facem, o facem înainte, după. Să terminăm noi exploatarea, ok. Dar putem să discutăm o treabă în așa fel încât... Domnule, are omul exploatoare atâta. Sunteți de acord să treacă cu treabă? Da. E, nu e. E așa. Am discuțiile astea s-au făcut la început, la care n-am asistat. Asta vreau să vă spun, că după aia mai sunt... Trebuie să facă canalizare în zona aia. Ce să fac? Dar nu trebuie să spune, domnule, are omul nevoie după 3 luni. Bun, 3 luni, după care facem și canalizare, reparăm aia, facem aia. Dar dacă nu se discută... De asta zic, el are ceva la mână în care să fie, uite, domnule, lucrează poate, lucrează cu autorizație, nu lucrează așa... Dar i-ați eliberat ceva, că dacă nu, dați-ne ca să se lămurească și oamenii ăștia. Eu propun ca luni, da, luni se cheme și cel care pe cel care exploatează diriginte sau ce acolo patron și cu, dacă domnul primar nu este, e o problemă, cu secretarul de aici, cu domnul viceprimar, și să pună de acord dacă au, nu au, ce trebuie să facă de luni încolo. Deci eu o să spun, o să se stopeze. Și am înțeles eu, credeți că e un exploatator de ăsta care face prima dată exploatare?
Da, trebuie pus în vedere. Și nu are exploatare. Deci, din punctul meu de vedere, așa cât e mai vechi, cu atât e mai... Nu avem treabă cu transportul. Nu, dar la momentul ăsta, nu stai mai puțin. La momentul ăsta, el ce are, ca și... El până acum a luat niște, e clar că a făcut niște drum. Ok. Are vreo autorizație de transport sau cum se dă în sensul ăsta acum că poate să treacă pe niște zone? Uite, pe domnule, acolo. Domnule, pune domnule drumul, ce nu înțelege? Da, dar nu are cum să treacă. Păi elimină de tonaj cu dată. Și drumul în pădure să face cu acoperire. Nu mai puțin. Deci vreau să spuneți așa. La cum știți drumul de acolo? La pădure, poți să treacă camion din ăla mare. Nu fac pe drumul. Ăla are păgurători? Nu, la mine acolo, în zona aia, pe Valea Măsurășa. Da. Are voie să treacă? Da. Da? Da. Deci el nu are limită de așa, nu? Deci din toate punctele de vedere poate să treacă. Deci nu trebuie autorizație. Nu. Dar punctul meu de vedere nu, pentru că e drum public. Așa. Și pe drum public se cum... Da, dar până la un anumit tonaj. E de tonaj. Dar e podul. O să dau un exemplu. Care multe. Domnul știe, sunt multe. Trec două tanguri, mă vorbiți. L-ai văzut vreodată podul? Ce treabă? Da, vei... Știți cum arde podul ăla? Știți că podul ăla nu există în acolo. Știți, nu? Nu știu. Păi... Cine mă interesează? A, corect. Cine mă interesează grizile care sunt acolo în spate și le-aș vrea să fac un pod în altă parte. Ia, ia, ia. Le-aș vrea să le pun în altă parte să facem un pod undeva. Ia, unde sunt? În spatele acolo, predinii dumneavoastră. Așa. Și unde? Și podul ăla, cine l-a făcut? Care pod? Podul ăla pe care se trece. Noi acum? Da? Cine l-a făcut? Nu l-ați făcut dumneavoastră. Păi, eu te-aș să întreb. Cine l-a făcut? Apele Române. Cine? Apele Române. Cine a făcut? Cine? Un proiect început și a rămas podmolit, s-a betonat strada în Valea Măsurășa și acolo până la Pruș. Și a rămas așa. Oameni de bine. Există? Păi, noi vorbim de niște lucruri care... Haideți că deviem, și tocmai de asta. Și noi mai avem și alte... Să nu mai dăm înțeles. Deci, la momentul ăsta, omul respectiv, din ce înțeleg eu, poate să treacă pe oriunde. Am propus ca luni să avem o să fac o ședință pe la primărie. Cu, și cu exploatorii. Ce să facem ședință ca să le arăt omul dacă are autorizare? Pe ce să are? De moment ce noi i-am dat răspuns cât îl costă, i-am eliberat factură, să ne fileze banii, să ne lase de pe ea, despre ce mai discutăm? Dar e contract între noi și el. Nu este greșeala omului, deci nu interesează, omul este corect. Păi lezați interesele altora. Cu ce nu suntem corecți? La noi este Cuba. Nu trebuia cu ce să noi corect. Să verificăm tonajele. Haide să vă spun ceva. Trebuia să veniți să te întrebăm pe tine, să te întrebăm, domnule, ne dați voie sau nu? Nu. Păi de-aia produce un exemplu, nimic că trebuie să măsuri. Haide să vă zic ceva, că sunt vicii. Nu lăsați să-mi termin ideea și gata, că nu mai am. Deci sunteți ironici și nu are voie. Nu sunt ironici, da. Ia spuneți-mi, cunoașteți, am verificat ordonanța de urgență 43/2007? Cunoașteți această ordonanță? Cunoașteți? Ordonanța 43/2007? Nu știu ce se referă. Păi nu știți, vă spun eu, că nu e nicio problemă, că eu sunt consilier de mai puțin timp și încerc să mă documentez. Sunt și alte domnul secretar, lăsați-mă să discut eu. Stați un pic, că primăria nu verifică tonajul. Păi nu, stați să vă spun. Acest constatator care trebuie să constate și să observe. Nu, ascultați ce scrie în această ordonanță? Ascultați-mă foarte bine, această ordonanță este exact legată de aceste drumuri. Aceste drumuri, vă dau și aliniatul la care este, mi se pare că la punctul numărul 13, această ordonanță dă voie primăriei, autorității publice locale, Consiliul Local, să stabilească tonaje pe anumite drumuri. Pe care dar nu se face atunci când vine un exploatator. Era să facă înainte, să marchează cu semne de declarație. Această hotărâre de Consiliul Local nu există. Deci nu există. Și ei venim cu o propunere să votăm? Eu ca și consilier, domnul vicepremier, pe inițiativă. Sunteți consilier de o jumătate pe an. Sunt consilier de atât de mult. Și atunci spuneți mie că dacă trebuie. Eu sunt mai nou. Dacă ai observat, trebuia să vin cu propunerea de aici, suntem deficitar. Hai să facem treaba asta. Dar eu vă spun care este situația. Dar la omul ăsta ce auto, ce are? El ce hârtie are la mine? Cine? Nenea ăsta. Nenea ăsta, nenii ăștia, da. Care spune că e cunoscut că sunt de Maramureș. Eu am înțeles că firma e din Curtea Dragiș. Cel care face munca e din echipa de... Muncitorii. Și ăsta are ceva de la primărie, că poate o mâine eroare. Precis are cerere pentru aprobare. Așa. Eu am văzut adresa de răspuns cu taxa de pe Iași. Deci am văzut-o, nu vorbesc. Așa. Și are acum factură.
pe care, care s-a emis pentru taxa de berg ca să pună să bage pe cheltuieli. Deci la momentul ăsta are doar așa ca plătit și poate să facă niște chestii. Nu, nu. Domnul Chilă, nu lasă, atinderez așa că stăm degeaba și noi nu știm nimic aici. Eu de asta că știți cum fac curăț, eu mă răspunsem la toți, am fost, așa e normal să discutăm și acum vine fiecare cu punctul de vedere, cu ordonanța 45, cu nu știu ce, cu destinția pilului. Haideți să ați eliberat aici, n-aveți un duplicat ceva. Să avem? Un duplicat ceva de la autor. Sau ce i-ați eliberat? Avem, dom'le, cum să n-avem? Avem duplicat de la factură, când înregistrăm și noi acolo, că venim. Avem copie după adresa care le-am comunicat, le-am dat răspunsul. Adresa pe care am văzut-o. La impozite și taxe, că n-ar vorbi prostii. Păi și ne puteți arăta și noi pe baza acestea, că această autorizație asta de transport, să știți și... Dom'le, la ora asta au plecat fetele la taxe și impozite. Deci, Ovidiu, tu mă știi, vii și ți-o arăt. Nu, ce discutăm, povești? Știți de ce? Pentru că eu am fost chemat la poliție, eu am fost în favoarea cetățenilor pentru că am depus un jurământ, și asta m-a afectat foarte tare. Eu sunt de favoare? Poftiți? Eu sunt de favoare. Dar în momentul în care... Nu, i-a spus de la început. Nu aveți voie să opriți circulația. Dar nu am oprit nicio circulație. Păi dacă nu... A dat cineva. Dacă nu ieșea... Domnule vicepreședinte. Adrian, am bănuț să m-ați luat dimineața și m-am amenințat. Voi nu mă curați, facem și zece. Păi dacă nu ieșea... Știți ce s-a făcut, domnul vicepreședinte? Eu acum am timpat de pun funcțiile pentru dumneata. Chiar vă rog. Eu consult, n-am reclamat pe nimeni în viața mea, consultat. Dacă nu vreau să o oprim, să poate. Dar știi ce? E o vorbă veche. Cine e curat, să ridice piatra. Atât dacă spun. Eu dacă n-aș fi fost curat, aș fi acceptat mașina de lemne, domnule. Eu să știi că... A curat, a ridic, a curat, a ridic. Domnul, aia e stradă, treacă 30 de mâine pe ea. Deci, până la urmă, faci. Nici, ce stai aici? Domnul, hai să am zile. Mai trecem pe curături și mai trecem în măsura asta. Să-și termine spațarea. Ce? Da? Deci dar trebuie interzis. Domnule, să aș putea să nu mai pună să încarce mașină, să fie turnat așa greu. Oamenii au văzut după aceea au încărcat. Aia avea discuție. Când ne-am dus acolo mașina. A doua mașina lui seara. A doua mașina. Seara a venit. Așa pe ce strada. Aveți un lucru, mai spun și cu asta am terminat. Și știți de ce vorbesc. Am avut curat să ridic. Domnul Băluță. Am avut ocazia să ridic piatra, am avut ocazia și n-am ridicat. M-am gândit mai departe. M-am gândit mai... și știi la ce mă refer. Așa că, frate, să... Deci, până la urmă, rămâne așa. Deci, până la urmă, rămâne așa. Da? Nu subiect de discuție și... E propus în apropo de ce? Apropo, dacă tot vorbim și le tot faceți în ori... Hai să le facem așa. Deci omul trebuie să-și termine exploatarea până în sfârșitul. Ok, vorbim în așa fel că să nu deranjeze, o dată. După care, că camisarea trebuia să o faceți. Bun, n-ați făcut-o, dar trebuie să o faceți după aia. Că altfel dacă era făcut... Este... Știi ce înseamnă? E ca și acasă cu primăria. O gospodărie mai mare. Faci odată ceva, odată ceva, odată o apă, odată și atunci o luăm în ordinea logicii, da? Deci e și un subiect de discuție. Un subiect de discuție, dar și cum i-a dat omului ca să facă, așa trebuie să faci și canalizarea. Ok? Și atunci, faci omul exploatarea, o să vorbim cu el, vorbim și luni cu el, să-și facă în așa fel încât să nu deranjeze. Dacă spuneți că... Aș vorbi și dumneavoastră, că am vorbit și eu. Păi eu aș vă spun... Asta este și motivul pentru care, nu că mă implic, dar am vrut să fiu eu un om foarte ok. Deci, un om cu care i-a zis, domnule, nu o să deranjez pe nimeni, o să vedeți. Că nu tocmai de asta, nu cu ce spune de asta, să gândim la un proces. Dar dumneavoastră, și mi-a făcut aceeași impresie. Deci eu asta am și spus. Haideți să vedem cum să facem în așa fel încât, dacă omul poate să treacă pe acolo, aș fi spus, în așa fel încât să nu deranjeze, că adică, așa trebuie, mai micul. Își termină ce are de terminat până la sfârșitul, ca să nu mai deranjeze nici oamenii ăștia, da? Să nu vă strice asfaltul. Hotărârea luată să treacă pe acolo, că dacă tot de cupă măsura asta, să nu strică și asfaltul ăla. Nu am vorbit doar cu primarul. Eu nu vorbesc de fapt de capul meu, că nu eu sunt înțeles, eu ce mi se reproșează.
Dar profile că nu e primarul și-și face el de cap. Nu fac domnule de cap, am pus sința 60 de ani. Chiar dacă s-a întâmplat așa să fie primarul mai mic de vârstă ca mine, să fie lucrat deci, împreună, să fie fost în altă postura, cum ai postura invers, eu am pus și sunt bine crescut. Ați venit dumneavoastră, am promis că trece cu un Buștean până la mare. A doua mașină cu care a trecut a fost... Dar atunci să le facem, să-și termine un acord, după care luați în capul ca să facem și ceea ce trebuia făcut, da? În așa fel încât să facă toate cum trebuie și să nu mai treacă pe acolo prin zona asta. Nu mai trece doar pe acolo. Își cără oamenii alea două zile, o zi, două, cât am avut aprobare să facă. Eu deja s-au mișcat, că oamenii se mișcă repede, nu stau... Și au cărat 100 ceva de metri cubi și nu trebuie, nu poți să-i mai ducă înapoi să care la iau înapoi. A trebuit să-i aducă pe aceea, asta e ideea. Important știți care este să nu deranjăm pe altcineva. De ce să-i deranjeze și pe oamenii ăștia? Și pe mine? Așa. Trebuie făcut într-un anume fel. Că ei își văd interesul. Au chiar pădurile și așa. Își văd interesul. Ok. Dar trebuie să le facem deștept. Și într-adevăr, are dreptate aici Ovidiu, trebuie să reprezentați interesele tuturor. Dar în același timp, păi nu are dreptate eu am dreptate. Și ca și dumneavoastră, dacă eu am spus treaba asta. Da? Păi, domnule, adică, l-am văzut de două ori, odată când aveți domnule, o casă în casă, domnule, rugați să trebuie să facem o treabă. Uite, domnule, de acord, putem să facem o treabă, dar hai să-i protejăm pe oamenii ăștia. Nu mai trebuie domnule pe acolo. Dar nu mai trebuie, nu? Cum? Nu mai trebuie doar de casă. Da? Ok. Domnule, nu știu dacă a făcut cu toate. Mă duc, mă duc să văd dacă au terminat, dar dus. Păi nu mai care acum cu taful de sus. Care le-au băgat pentru... Dacă le-au băgat, să le mai așa și am terminat. Ca să vă spun. Deci un minut. Domnii, deci după ce am discutat cu dumneavoastră și cu domnul primar, după ce s-a întâmplat incidentul, au promis și am ajuns la un consens ca să treacă, trăseseră 100 de metri cubi. Și ca să treacă cu acei 100 de metri cubi, nu li se permitea să treacă pe partea altă, că era foarte greu. Și am stabilit să treacă cu mașini mici, de tonaj foarte mic, ca să nu agraveze situația asfaltului pe acolo. La 3 ore după ce s-a întâmplat chestia asta, a discutat și cu patronul, am filmat aici la 3 ore, au trecut cu 50 de tone. Ce măsură s-a luat? Nicio măsură. Au trecut cu 50 de tone, am dovada. Nu s-a luat nicio măsură. Vedeți ce oameni de cuvânt sunt și atunci cine are dreptate? La 50 de mașini din alea să duce treburile și canalizarea și tot. Ce mijloace are primăria să verifice tonajul? Și care sunt autoritățile care verifică greutatea pe urmă? Că trebuie să discutăm și la obiect, nu? Primăria stabilește taxa de peiaj și greutatea pe ostie, dar organele care verifică chestiunea asta, gândiți-vă și la autoritatea română. Gândiți-vă și la poliția, poliția statală, gândiți-vă și alte chestiuni. Adică poate primăria să verifice toate chestiile astea. Prin autorizare face, dar verificarea în sine o poate face primăria? Noi am ajuns la un consens. Dacă noi am ajuns la un consens, O mașină Scania care transportă asemenea lemne, vă spun eu, are 12 tone. Nu mai e mașină. Cu certitudine cât are greutatea pe răstie? Da. Este clar, este trecută în act de cartea mașinii. Sunt 12 tone. Așa. Haideți că nu luăm cu fața locului ca să trebuie să trebuie să trebuie. Eu vă întrebat, la casa de peiaj, acoperă distrugerea? Asfaltarea? Te întreb eu. Domnul Bănuță. Domnul, vă întreb, casa de peiaj acoperă distrugerea? Vă răspund cu o întrebare? E vreo strigăciune până acum? Păi nu e că trebuie de două ori, dacă trec în fiecare zi de trei ori, patru ori. Păi nu mai trec acolo, domnule. Bun, nu mai trec, deci ați auzit toți. Așa o zice, ce zice, ați auzit, da? Păi după ce termine aia, nu mai trec. A rămas, după cum am spus, da? Nu mai trec oamenii pe acolo, că e normal să mai trec. Că duce, domnule, nu e reasca, după necitatea, e pădurea. Să fie tot în regulă până își termină omul ce are de terminat. Da, nimic, nimic. Dar oamenii au și gândat, da? După care facem ce avem de terminat. Să vă spun o situație. Și niște ore. O situație care se poate întâmpla.
Eu am întrebat dacă are autorizație și dacă este în mod legal. Vă spun eu că să aici nu mai aduc lemn de dânghia. Și înțeleg eu la mică înțelegere, așa că... Așa, dar haideți să vă spun și să o facem. Să vă spun o situație. O situație ipotetică care se poate întâmpla. Da? Facem drumul, îl barastăm până la Bâlbea, în Vial. Da? Și trece cineva, un convoi de mașini de armată. Trece mă mare de față, ce facem? Îi oprim? Pentru ce facem drumul ăla? Nu-l facem ca să nu-l balastăm și nu-l facem pentru perspectivă? Să dezvoltăm localitatea? Sunt dar ce-l facem? Îl facem ca să nu mai treacă decât mașini mici? Da, domnule, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Nu, viceprimar, dacă vă spun întrebare simplă, dacă ați avea casă acolo, ați permite așa ceva? Atâta vă întreb. Ați permite, ați fi de acolo așa ceva? Nu mi-ați trebuit de ce ați avea casă? Domnul viceprimar, stai acolo și nu mai stăm de poze acolo. Ce să nu are sens să mai zic. Ideea e așa, oamenii au perfectă dreptate, ca și mine, de altfel, ca și așa, fiecare vorbește din perspectivă. Dar trebuie să te gândești la toți. Dar trebuie să te gândești la toți, dar să nu le zici pe ceilalți. Și atunci, de asta, de ce tu? A făcut și chestia lui Podru. Ca să vă spun, nu mai spuneți asta, că e de favoarea dumneavoastră. I-am lăsat la fel pe ea, n-au nimic. Nimeni n-are nimic așa, s-a făcut o chestie așa. Domnule, ne-a spus că e vizele, le-a să pune în altă parte, nu să stea acolo. Eu știu că acolo poate vă protejează în clasă, că dacă vine apa mare, dar vizele a timpul în altă parte. Trebuie să mai discutăm pe tema asta. Dacă vreți să mai discutăm pe tema asta, știți că sunteți în culpă. Da? Și ați preluat culpa de la culpă. Eu zic, lăsați-o așa. Deci haideți să facem, nu mai trebuie, ca să nu mai treacă pe oameni de acolo. Vorbim apropo de ăsta cu programul. Dar ce-i domnule banii înapoi? Termină ce are de făcut. Să vă spun și domnul Iliescu, dacă uitați ce vrea să vă spun. Ascultați o secundă. Vreau să vă spun două lucruri. Nu se cunoaște situația reală, dar unde se exploatează pădurea, până în drumul de la Bogdănești, care eu am mers pe el, e drum pietruit, și duce în Măireasca. E aceeași distanță până coboară jos la noi. De ce nu duc? De ce? Au un tinaj, a spus că au venit cu tinaj, de ce nu se duc? Dom'le, cu ce am început eu? Expozivă, cu ce l-am început? Da? Au venit cu tinaj, de ce nu se duc? Nu! Nu! Pe curte, ce să faci? Nu! Vine! Nu! Și al doilea lucru. Băi, aia, pati, s-au făcut înainte. Ce mai dezvântăm acum? S-au făcut, dar nu s-a cunoscut situația reală, domnule. Ați făcut-o pe ce? Mulțumesc că am plecat, sper că v-am ajutat într-un fel. Da? Da? Da. Bine, și atunci rămâne să vorbim de asta. Și discutăm, că... Nu mai că nu o să te mai... Stați acolo, țineți-le... Nu, nu, domnul. Da? Deci avem certitudine. Să care ce a adus? Că duc că se lasă să adus. Finiște. Că nu înțelegeți, domnule, că atunci se termine la care le-au dus până însă. Și după aia nu mai spune, când vor suna cei de sus... Avem informatori! Ce motiv au, ce motiv au, nu se duc în partea altă, unde e drumul același drum. Și e pietruin de azi, mă. Nu înțelegi că zic, s-a aprobat să treacă pe la noi, ce nu înțelegi? De ce ați aprobat? Să puneți-o! Avem, avem provizii, să stea cineva acolo! Mai vorbim până dimineața că nu trebuie treaba asta, că trebuie să ții și pe ăla și pe ăla.
Ce pleacă? Mai vezi? Mai vezi? Să trecem la mâine.